dar Steaua a avut în acel moment o chestiune tot la fel aproape incredibilă, nu? O sclipire. O sclipire. Cupa Challenge câștigată exact în sezonul când m-am întors. Cupa Challenge câștigată în sala polivalentă împotriva unei echipe din Portugalia. A fost o minune? Adică trebuie să existe o explicație. A fost o aliniere de planete, spune. Dar în același timp și meritam. Aș citi horoscopul dimineața. Și meritam. A fost un moment când mai mulți jucători care au încercat anumite aventuri prin străinătate au venit înapoi, precum Alin Șania, da. Eu la fel. Și a fost o emulație care a mers, a funcționat cu Vasile Stânga, antrenor, și cu Nicu Munteanu și cu ceilalți de la Clubul Steaua și am reușit această performanță. Ceva bine ca să ajungi acolo. Am făcut. A fost un moment despre care o să-mi aduc aminte cu multă plăcere. La momentul oportun, atunci am zis, cum se zice. Am făcut bine. Și a venit accidentare. Aia a venit e un moment de care teribil. Nu prea vrei să... Am pierdut un campionat mondial. Trebuia să merg la un campionat mondial și a fost accidentarea. Se întâmplă. Păi se întâmplă, dar nu puteai tu mai înainte sau după. Așa trebuie să fie. La momentul respectiv o trăiești așa ca un dezastru. Dar practic de acolo lucrurile s-au schimbat în viața mea. Până atunci avusese și accidente grave? Nu, ca asta nu. Grave? Ca asta nu. Sunt alea tradiționale, glezne, nu, asta, degete... Ligamentele e ceva mai rău. Adică stai departe de teren cel puțin 6-8 luni. Te-a fost greu atunci? A fost greu. Dar, ți-am zis, acum, cu maturitatea de la vârsta asta, acum, dau timpul dar atunci, înapoi. Acum e mai ușor, să zicem. Acum e mai ușor, dar nu stăteam aici dacă nu mă accidentam atunci. Ai pierdut un campionat mondial. Da, singurul, ultimul, 2011. Din păcate. Al Naționalei, da. De băieți, da. Erai acolo. Acolo trebuia să fiu. Era un... Când am venit în România, diferența de mentalitate și de... a fost foarte mare. Iar încet, încet eu am început să înțeleg sistemul și încet, încet am crescut și ca nivel handbalistic. Și atunci ajunsesem la un nivel bun. Și din păcate a apărut această accidentare care a însemnat, între ghilimele, și sfârșitul carierei. Din păcate. Da, asta e. Ai primit o scrisorică de la club că îți mulțumesc pentru servicii. Că nu mai pot să mă ridic la nivelul... Că îi mulțumiseră și, în ghilimele, tatălui ceva mai înainte. Așa scria, că nu mai poți să te mai ridici la nivelul... Da. Așteptărilor, performanțelor clubului și că ăsta este un motiv de reziliere unilaterală. Mai aveam încă 2 ani contract. Eu nu vreau să semnez 3 ani. Au vrut ei 3, eu am vrut să semnez un an. Nu, 3, nu știu ce. Și după un an... Și nu te-ai ambiționat să mai continui? Nu aici. Nu știu. Adică a fost... mai puteai fizic? Fizic mai puteam. A fost... pur și simplu un moment în care a trebuit să iau o decizie. La Steaua nu se mai putea. Puteam să merg la Reșița la momentul respectiv, la Constanța, și am stat și m-am gândit. Prin anii 2000 am început și o mică afacere cu echipament sportiv. La momentul respectiv, una e să te ocupi de acest business din postura de jucător și una e să te ocupi din postura de antreprenor, să te ocupi 100%. 100%, exact. Și momentul ăla a fost, ce fac? Continui handbalul 32-33 de ani. Campion, în mintea mea am zis, campion mondial nu o să mai fiu. Cupă europeană cu o echipă din România. Deci, cam practic, greu. Că până la urmă sportul pentru performanță și pentru rezultate. Și atunci am zis, nu. Ți-a fost greu? Cu retragerea? Mi-a fost, dar nu, uite, satisfacția... Te întreb altfel, când te-ai plecat după geantă să pleci la antrenament, să-i dai seama că nu mai ai antrenament, nu știu, în prima zi. Cum a fost? Asta este un moment foarte greu, pentru că obișnuințele sunt, cum să zic, repetitive. Da. Acum, în fiecare zi, tot cu geantă plec. Chiar dacă jumătatea mea nu-și dă seama de ce, dar eu tot geanta o am în fiecare zi, plec cu ea. Bune, da. Deci eu am echipamentul de sport la mine în fiecare zi. Indiferent că fac sau nu. Dar dacă mi se... Dacă e să faci și n-ai la tine echipamentul. Deschid portbagajul și am tot ce trebuie. Dar sportivii trăiesc într-o bulă și în momentul în care termină cariera își dau seama că viața de afară e altfel? Da, este un șoc. Este un șoc pentru că ai punctat foarte bine. Pentru că când m-am întors în România am rămas șocat de acest lucru. Pentru că sistemul era făcut în așa fel încât îți făceau programul toată ziua. Deci ne vedem dimineața la
9 în sală, facem vizionare la 10 antrenament. Acolo sau aici? Nu, aici, aici? Aici. Aici. De la 10 la 12 antrenament. După aia mergem să mâncăm, de obicei mâncam cu echipa, după aia odihnă, după aia al doilea antrenament și tot așa. Așa ceva în Franța nu există. În Franța eu m-am antrenat de două ori pe zi, cred că vreo 2 ani. E bine, e rău? Adică eu, tu știi din punct de vedere al sportivului că noi așa de la masă ne dăm cu părerea. Mie mi se pare că într-un fel sau altul ești un roboțel aici. Și în momentul când se termină cariera, șocul este mai mare. Acum decizia nu știu care este cea mai bună, dar șocul este, este mare în momentul când se termină totul și trebuie să te auto-educi, să te auto-stimulezi. Dar ce fac eu de acum încolo? Bine, tu aveai afacerea pornită deja. O aveam pornită. Dar să ne gândim un sportiv care nu are nimic. Păi de cele mai și multe vine ori... o accidentare din asta și la 33 de ani vorba ta. Dom'le, ok, mă las. Și... ce fac de mâine? Și din păcate, de luni. Din păcate n-am făcut fotbal să zici că da. Ai niște resurse puse deoparte. Din păcate, la momentul practicării handbalului de mine, erau niște sume normale, ca să zic, nu extraordinare, care nu-ți permiteau să trăiești nici decent. Măcar... de la lună Punct. La lună. Punct. Cam atât. Deci, dacă mă întreb pe mine, nu este bine. Părerea mea, și asta este un lucru foarte important, este ca jucătorul de handbal să fie în primul rând construit de când este junior și până când se lasă ca om. Nu ca handbalist, adică să fie capabil să aibă habar ce se întâmplă în exterior. Eu am avut această obsesie să nu rămân dependent de handbal. Până la urmă și businessul pe care l-am cu echipament sportiv, tot este legat de sport. M-a ajutat foarte mult că după ce m-am lăsat, eu eram în permanență în contact cu echipele de handbal. Mergeam la meciuri, mă uitam, pentru că iubesc handbalul și îl iubeam. Da, adică nu puteai, acum s-a închis ușa și gata. Oamenii de acolo chiar nu înțelegeau. Te duci la pescuit. Chiar nu înțelegeau. Mă duceam la meciuri, le ziceam că vreau să mă duc și doar ca să mai și nu pomeneam de echipament. Ei se așteptau la sfârșitul meciului să ne vedem, să întreb, nu cumpărați niște... Da, da. Pentru ce ai venit? Mă duceam de 10 ori, de 9 ori mă uitam la meci și odată ei veneau către mine. Și cam așa s-a construit și... Numele te-a apăsat? Rău de tot. Rău. 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 În permanență. Eu nici astăzi nu sunt... Eu sunt cum băiatul lui Raduveni. Da, ai văzut că eu te-am prezentat cu Bogdanul ăștia. Ar fi fost, dar zic, și băiatul domnului... Radu, zic, Bogdan eu sunt. Chiar îți mulțumesc pentru asta și chiar am apreciat. Deci tot timpul ai avut apăsarea asta. În permanență. Bine. Nu e simplu. Nu-i vina ta. Nu, dar eu sunt mândru. Sunt mândru, dar... Da. Dar în același timp, uite un lucru pe care o să ți-l mărturisesc azi. Candidez la președinția Federației Române de Handbal. Pe lângă faptul că în momentul când o să câștig o să fiu Bogdan Voina 100% și nu o să mai fiu băiatul Radu Voina, chiar dacă sunt mândru de acest lucru și o să rămân toată viața, eu cred că ăsta este un moment în care o să pot să mă identific într-un fel sau altul. Am înțeles ce spui, da. Adică vrei să fii Bogdan Voina? Nu, este o obsesie până la urmă, dar este un moment. Chiar am avut o discuție, sar de la una la alta. Tudor Mihăiță, prietenul cel mai... unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, ne-am întâlnit săptămâna trecută și dintr-una în alta ajungem. Băi, dar cum? Uite, și tu ți-ai ales în primă fază cariera de actor. Eu, la fel, handbal. Normal dacă ne-am născut în lumea asta. Da. Ce ar fi trebuit noi să facem ca să-i depășim pe ai noștri? Corect. Acum că suntem maturi și ne gândim. El s-a dus pe altă filieră cu artele lui marțiale și s-a identificat nu știu ce... Eu, din păcate, am rămas în handbal și sunt cu Cătălinu Prișan la o discuție, la un pahar. La un pahar. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!